Când înveți să mergi pe bicicletă, faci asta ca să mergi pe bicicletă. Când înveți să înnoți, trebuie să înnoți. Dacă tot ai învățat să citești, citește. Când îți dai seama că în ziua de astăzi oamenii mai și citesc, sau dacă au citit o carte, le-a rămas în minte ca un om drag, te gândești la asta ca la un moment de intimitate. Tu și cartea. Atât. Bookmark nu și-a propus să distrugă această intimitate. Nu și-a propus să vă învețe ceva. Bookmark și-a propus să arate oameni, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, care să vorbească despre voluptatea cititului, despre marea bucurie de a pătrunde în lumea cărților. Să împărtășească privitorilor marea revelație a deschiderii unei cărți, marea întâlnire cu oamenii din cărți, marea bucurie de a citi ultima pagină unei cărți. Oamenii încă citesc. Dacă ai uitat cumva să citești, poate mâine vei începe o carte sau te vei întoarce din nou la o carte dragă ție.